Mecanismul de cooperare și verificare se menține asupra României. Țara noastră este monitorizată în continuare la 7 ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Comisia Europeană continuă menținerea mecanismului de cooperare și verificare și în anul 2017. MCV-ul a fost instituit la momentul aderării României la Uniunea Europeană în 2007 pentru a remedia deficiențele reformei sistemului judiciar și pentru a combate corupția. De atunci, rapoartele MCV încearcă să contribuie la orientarea eforturilor autorităților române prin recomandări specifice și evaluează progresele realizate. Ultimul raport MCV arată că în privința combaterii corupției la nivel înalt, Direcția Națională Anticorupție și Înalta Curte de Casație și Justiție au înregistrat un bilanț impresionant în ceea ce privește rezolvarea cazurilor de corupție la nivel mediu și înalt. Potrivit documentului, DNA a constituit un exemplu destul de bun în ceea ce privește raportarea, ceea ce arată un nivel înalt de deschidere și voință de analiză. În particular, caracterul recurent al unor cazuri de corupție similare sugerează deficiențe în procesul de învățare din experiență și de eliminare a lacunelor în cadrul instituțiilor publice. Atacurile puternice îndreptate împotriva magistraților și a sistemului judiciar de către mass media și politicieni rămân o amenințare serioasă pentru irreversibilitatea luptei anticorupție. Executivul european subliniază că legislația anticorupție trebuie să se aplice tuturor în mod egal și la toate nivelurile, iar dezbaterile din Parlament cu privire la criteriile obiective pentru justificarea refuzului de ridicare a imunității nu au condus la schimbare în sensul recomandărilor anterioare prin rapoartele MCV. Modificările legislative menite în mod clar să slăbească sau să reducă domeniul de aplicare al infracțiunii de corupție sau care au reprezentat o provocare majoră la adresa independenței sau eficacității DNA, ar atrage după sine reevaluarea progreselor realizate. Orice versiuni finale adoptate ale celor două proiecte de ordonanțe de urgență prezentate despre consultare de către guvern la 18 ianuarie 2017 ar trebui privite din acest punct de vedere. În ceea ce privește combaterea corupției la toate nivelurile, Comisia Europeană consideră că prevenirea corupției are un nivel încă scăzut și nu constituie încă obligație centrală consacrată administrației publice. Noua strategie națională anticorupție, SNA, prezentată de guvern în august 2016, are potențialul de a deveni o politică eficace de prevenire a corupției, dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător și monitorizată pe teren, inclusiv la nivel local. Fondurile Uniunii Europene pot avea de asemenea un rol major în susținerea acestor eforturi, se arată în document. Comisia invită România să acționeze pentru a pune în aplicare recomandările cuprinse în raportul MCV, anunțând o reevaluare a progreselor la sfârșitul anului.